Bună seara, doamnelor și domnilor! La mulți ani, România, la mulți ani, români din țară și de peste hotare! Deși a fost o zi plină de evenimente emoționante, de fast și de mândrie națională, sute de oameni au ieșit în această seară în Piața Victoriei să protesteze. Oamenii au cerut demisia guvernului înainte de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Atitudinea sfidătoare a guvernanților nu mai poate fi tolerată, au spus manifestanții. De altfel, proteste sunt anunțate în peste 30 de orașe din țară. Un sentiment foarte frumos că este Ziua Națională a României, dar un gust amar că țara merge într-o direcție greșită. Celebrăm Ziua Națională, așa cum ne-am învățat să celebrăm sau să celebrăm România cam de aproape 2 ani încoace. Încercăm să apărăm ce a mai rămas din gruma de democrație. Ziua Națională a României în stradă, în Piața Victoriei, deși România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire din 1918, iar toată țara s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare, mulți români au un gust amar când vine vorba de actuala guvernare. Oamenii au cerut încă o dată în Piața Victoriei demisia guvernului. Lupta împotriva celor care distrug ordinea de drept din țară, care au răsturnat justiția cu fundul în sus doar pentru a scăpa de pușcărie. Protestatarii spun că singurul interes al executivului este acela de a da legi pentru a proteja clasa politică coruptă care are mari probleme cu legea. Sub mesajul "La mulți ani în UE, România, e timpul să scapi de hoți", pe rețelele de socializare sunt anunțate proteste în zeci de orașe din țară. Altfel, adică o societate relaxată, deschisă, spre Europa, spre Europa, nu în altă parte. Amintirea, mi-aduc aminte că în 90, în primele zile după așa zisa Revoluție, când s-a citit la televizor cum avem voie să avem pașaport, avem voie să plecăm în altă țară. Proteste au fost și la Cluj, acolo oamenii au cerut ca România să nu mai fie condusă de corupți. Am asistat la o paradă istorică sub Arcul de Triumf. 4.000 de militari și specialiști, sute de mijloace tehnice și 50 de aeronave au participat la festivitatea de Ziua Națională. Pentru prima dată, parada militară a început cu forțele aeriene, care de obicei încheiau defilarea. La tribuna oficială, lângă Klaus Iohannis, au stat și Viorica Dăncilă, Călin Popescu-Tăriceanu și chiar și Liviu Dragnea, căruia brusc doctorul i-a dat voie să iasă din casă. Au fost momente istorice la Arcul de Triumf. Parada centenarului a început cu depunerea de coroane de flori de către președintele Iohannis, care a evitat să dea mâna cu Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. Șeful statului a fost primit cu onoruri militare, după care a fost interpretat imnul de stat. Aviația a fost prima care s-a aliniat la start. 13 aparate de zbor ale MAPN au survolat cerul capitalei împreună cu cele 3 aparate ale Ministerului Afacerilor Interne. Pe lângă cele românești, au evoluat și avioanele canadiene, care asigură protecția spațiului aerian al României. A urmat tehnica de luptă urmărită cu sufletul la gură de pe margine de public. Vehiculele Humvee au venit cu dători noi anul acesta. La paradă au venit și noile vehicule blindate Piranha 5. Și tancurile și sistemele de rachete ale Armatei României au defilat pe sub Arcul de Triumf.
surpriză apoi pentru spectatori, un sistem patriot al armatei americane a trecut pe sub Arcul de Triumf. Din 2019 și țara noastră va dispune de astfel de sisteme de apărare. Tehnica Ministerului de Interne. După tehnica de luptă a venit rândul detașamentelor armatei române să treacă pe sub Arcul de Triumf. Parada a fost urmărită de pe margine și de mai mari țări, surpriză chiar și de Liviu Dragnea, pe care toată lumea îl dădea absent astăzi de la evenimentul dedicat centenarului. Doctorul îi recomandase să se ferească de răcoare, însă liderul PSD s-a răzgândit și și-a făcut apariția în tribuna oficială alături de partenerul de coaliție Călin Popescu-Tăriceanu. După o oră și jumătate în care au defilat toate forțele militare ale țării, parada s-a încheiat. La final, înainte de a pleca spre Alba Iulia, președintele Klaus Iohannis a făcut o baie de mulțime. Parada de 1 decembrie de la Arcul de Triumf a fost una deosebită. Milioane de oameni au urmărit defilarea militarilor și spectacolul oferit de aceștia. Pentru ca totul să fie perfect, a fost nevoie de ore de pregătire intensă și de repetiții în frig, iar emoțiile nu au lipsit. Reporterii noștri au surprins momentele speciale din spatele marelui eveniment. Cum vă simțiți astăzi? Parada de 1 decembrie 2018 a fost una cu totul excepțională pe măsura măreției evenimentului. Centenarul Marii Uniri de la 1918. La Arcul de Triumf au fost chemați peste 4.000 de soldați, dintre care 500 sunt din țările aliate. Spectaculoasa demonstrație a început la ora 10. Zeci de avioane și elicoptere au zburat deasupra capitalei. Soldați români și străini, tancuri și mașini de luptă au trecut pe sub Arcul de Triumf. Pentru toată această muncă, militarii s-au pregătit din timp. A fost nevoie de multe ore de repetiții pentru ca totul să iasă perfect. Pari înghețat, neața. Rezistăm. De cât timp sunteți aici? De vreo 3 ore. Am înghețat de frig. De la ce oră sunteți aici? De la ora 8. Militarii s-au trezit la 5 dimineața și au pregătit uniformele, au repetat pașii, chiar dacă afară era frig, iar termometrele arătau temperaturi negative. Fiecare detaliu a contat, nimic nu le-a scăpat organizatorilor. Este un lucru demn pentru mine și pentru toți colegii mei și suntem mândri că putem să trecem pe sub Arcul de Triumf alături de toată armata României. Militarii s-au încălzit cu ceai cald înainte de a începe ultima repetiție pentru parada de 1 decembrie. Mândri și onorați să purtăm și această uniformă, datorită faptului că înaintașii noștri s-au jertfit pentru țara asta. Colegul nostru, foarte bine. Nu suntem români, trebuie să ne simțim ca și români cel mai bine, nu? Oamenii au așteptat cu sufletul la gură parada de la Arcul de Triumf. Au venit din toate colțurile țării și au îndurat frigul cu stoicism. Eu sunt din Tulcea, ea e din București, ea e din Pitești, ea e din Suceava, ea e din Focșani și Pitești. Ea e de fratele ei tot din Pitești. Am înțeles. Și cum v-ați strâns? Suntem la facultate și am venit la paradă. Am venit de la Berbeș, Preda Buzescu, liceul Preda Buzescu. Suntem din județul Vâlcea și am venit
special pentru paradă. Am adus să vadă cât de frumos este să fii în armată și ce frumos este să vadă la paradă toate formele astea de armată despre care noi le-am vorbit. Cei mici au venit bine echipați, cu stegulețe, îmbrăcăminte cât mai groasă și cu un mesaj clar pentru români. Mă simt foarte bine că am împlinit noi 100 de ani de la Marea Unire și chiar îmi place, mi-a plăcut foarte mult parada. Azi sărbătorim centenarul Marii Uniri, așa că România împlinește 100 de ani de la Unire. Parada de ziua națională nu a fost lipsită însă de incidente. Reprezentanții jandarmeriei au fost huiduiți în timp ce defilau la Arcul de Triumf. Oamenii au protestat astfel față de intervenția jandarmeriei de la protestul din 10 august 2018, atunci când sute de oameni au primit îngrijiri medicale după ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Reprezentanții jandarmeriei au fost huiduiți la parada de 1 decembrie de la Arcul de Triumf. Oamenii au strigat rușine și au desfășurat un banner cu același mesaj, iar alții s-au întors cu spatele când au apărut mașinile jandarmeriei. Gestul oamenilor se vrea a fi un protest față de intervenția în forță a jandarmeriei la manifestațiile de la 10 august 2018, cunoscute și ca protestul diasporei. Atunci, sute de oameni au avut de suferit de pe urma intervenției disproporționate a forțelor de ordine. Au fost însă și momente mai tensionate la parada de la Arcul de Triumf. Chiar înainte de începerea evenimentului, un grup de protestatari au fost oprit de forțele de ordine să pătrundă cu pancarde în spațiul în care urma să aibă loc defilarea. Exasperați, manifestanții au ridicat mâine în semn de revoltă după ce forțele de ordine au decis să-i percheziționeze. Totodată, patru indivizi care au intrat în conflict cu alte persoane participante la paradă au fost duși la secția de poliție și s-au ales cu amenzi usturătoare pentru tulburarea liniștii publice. Rușine să vă fie! Rușine! Marile izbânzi ale națiunii sunt posibile dacă suntem uniți, nu dezbinați, dacă avem aspirații înalte, nu meschine, dacă ținem aproape națiunile prietene civilizate, nu dacă ne izolăm de ele. Acesta este mesajul de centenar transmis de președintele Klaus Iohannis la recepția organizată ieri la Cotroceni, în avanpremiera zilei de 1 decembrie. Exemplul său a fost urmat și de alți oameni politici, precum Liviu Dragnea sau Gabriela Firea. Centenarul României nu se rezumă doar la rememorarea trecutului, ci este și despre prezent și despre viitor. Buna funcționare a statului și stabilirea obiectivelor naționale pe termen lung sunt indisolubil legate de buna înțelegere și asumarea corectă a lecțiilor trecutului. Calea către Marea Unire a fost anevoioasă și plină de provocări. Guvernanții și întreaga clasă politică a României de astăzi trebuie să se ridice însă la înălțimea responsabilității istorice, dincolo de prezervarea patriotismului civic și a solidarității. Unirea capătă mai multă substanță printr-o infrastructură modernă, printr-un sistem educațional performant, printr-un sistem sanitar care să ofere servicii de calitate. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Și Liviu Dragnea a transmis un mesaj similar. Doar uniți în jurul obiectivelor comune putem construi o Românie puternică, bogată și mândră, o țară europeană ce oferă bunăstare românilor, un stat drept cu cetățenii săi și respectat de partenerii internaționali,
Un mesaj în versuri a venit și din partea primarului general al capitalei, Gabriela Firea. Îmbrăcată în portul național, edilul a recitat câteva versuri dintr-o poezie scrisă de Nichita Stănescu. Am căutat câteva versuri care să exprime cel mai bine dragostea de țara noastră, dragostea de români, de România. Și am găsit o poezie minunată scrisă de Nichita Stănescu. N-au murit în zadar. N-au murit la plevna în zadar străbunii din legende și din povești. O dovedesc prea clar, cuvintele sunt, ești. N-au murit în zadar părinții părinților noștri la Mărășești. O dovedește prea clar vorba care zic azi, sunt, ești. În Tatra n-au murit în zadar părinții noștri cei tineri, cerești. Iată-ne, rostim cu mândrie și clar, sunt, ești. La mulți ani, România, la mulți ani, români. După defilarea impresionantă din capitală, toate privirile s-au îndreptat spre orașul Unirii, Alba Iulia. Centenarul a fost sărbătorit cu mult fast în prezența a peste 150.000 de români veniți din toate colțurile țării. Evenimentul a fost marcat de o paradă militară grandioasă, la care au participat în jur de 2.000 de angajați ai instituțiilor de forță. Șeful statului, Klaus Iohannis, a fost prezent și la Alba Iulia, unde a fost primit cu aplauze și a adresat un mesaj important pentru toți românii. Alba Iulia a fost în centrul atenției în zi de sărbătoare. Parada militară din orașul încărcat de istorie a fost urmărită de milioane de oameni. Români din toate colțurile țării au venit să vadă spectacolul oferit de armata română și să sărbătorească 100 de ani de la cel mai important eveniment al țării noastre, Marea Unire de la 1918. La 1 decembrie 1918, Iuliu Maniu se întreba cum poate mulțumi sorții pentru împlinirea Unirii. Tot el răspundea, citez: mulțumirea și recunoștința noastră față de această grație a providenței nu ne-o putem arăta decât dovedindu-ne vrednici. Din paradă au făcut parte 2000 de forțe de ordine, transportoare blindate, tunuri, mașini de luptă, avioane și elicoptere. Alba Iulia au venit peste 150.000 de români din toate colțurile țării, dar și din Basarabia. Spectacolul oferit de armată a fost unul excepțional. Comandantul diviziei 4 Infanterie Gemina, care vă prezintă onorul dintr-o mașină de luptă tip Humvee. Generalul major Virgil Ovidiu Pop a comandat mari unități de elită ale armatei României. Timp de o oră au defilat pe bulevardul 1 decembrie 1918 peste 1600 de militari din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Serviciul Român de Informații, precum și în jur de 150 de mijloace tehnice. În blocul de ceremonie s-a regăsit și un detașament al armatei poloneze dislocat în garnizoana Craiova. Au survolat cerul 23 de aeronave militare. Unii dintre soldați au defilat în uniforme de epocă, fie din perioada Marelui Război, fie din cea interbelică. Nu au lipsit nici echipele canine sau jandarmii călare. Mijloacele tehnice au atras toate privirile: transportoare blindate, instalații aruncătoare, proiectile reactive și diferite complexe de artilerie antiaeriană. Defilarea a fost încheiată de militari ai Batalionului 811 Infanterie, deci prima structură din Armata României care a participat la misiunea de stabilizare și reconstrucție din Irak. În finalul ceremoniei militare, președintele Klaus Iohannis a primit un drapel inscripționat cu un mesaj dedicat centenarului Marii Uniri din partea diviziei 4 Infanterie din Cluj-Napoca. După ce a participat dimineață la parada de 1 decembrie de la Arcul de Triumf din capitală, premierul Viorica Dăncilă a ales să-și încheie ziua la Focșani.
Premierul a mers însoțit de mai mulți miniștri în cabinetul său la parada din orașul Micii Uniri, doar că focșănenii nu au întâmpinat-o tocmai cordial. Șeful executivului a fost huiduit în momentul în care a salutat mulțimea la microfon. Reprezentanții guvernului nu au fost primiți tocmai bine în inima Vrancei, județ aflat sub aripa baronului PSD Marian Oprișan. În momentul în care a salutat mulțimea la microfon, publicul a început să o huiduie pe Viorica Dăncilă. Bună ziua! Să trăim! Premierul a participat la parada de Ziua Națională de la Focșani, alături de miniștrii Eugen Teodorovici, Lucian Șova și Tudorel Toader. A urmat apoi defilarea forțelor de ordine alături de vehiculele de intervenție. Ceremonia de centenar de la Focșani s-a încheiat cu un spectacol de muzică populară și un impresionant foc de artificii. Familia regală a României a sărbătorit centenarul Marii Uniri la Alba Iulia. La 100 de ani după ce regele Ferdinand și regina Maria împlineau dorința milioane de români, majestatea sa Margareta a fost întâmpinată cu flori, pâine cu sare și aplauze de către sute de localnici. Familia regală a călătorit conform tradiției de la București la Alba cu trenul regal. Sute de persoane au întâmpinat cu aplauze și cântece sosirea familiei regale la Alba Iulia. Custodele coroanei alături de restul familiei au călătorit cu trenul regal conform tradiției. De altfel, vorbim despre un tren inaugurat în 1928 și cu care au călătorit patru generații ale familiei regale. Uai, cât de lume! Bine ați venit la Alba Iulia, maestate! Majestatea sa Margareta a primit un buchet cu flori în culorile tricolorului. După întâmpinarea plină de căldură și emoție din gara din Alba Iulia, membrii familiei au participat la o scurtă slujbă oficiată în fața pridvorului Catedralei Încoronării. Slujba a onorat sacrificiul strămoșilor noștri din primul război mondial, a omagiat înfăptuirea Marii Uniri și a ridicat rugăciuni pentru ca idealurile și valorile strămoșilor noștri să rămână veșnice. Sărbătoarea centenarului nu a fost lipsită de mici incidente. În capitală, din cauza vremii nefavorabile, o parte din avioanele F-16 românești nu au mai putut participa la paradă pentru că a înghețat pista de la baza Borcea. Probleme au fost și la Constanța. În timpul defilării tehnicii militare, un TAB a rămas blocat în mijlocul bulevardului. Celelalte vehicule militare au fost nevoite să locolească. Este 21.600 de metri, cu muniție explozivă și o distanță eficace de lovire de 1.200 de metri. În Constanța, defilarea a început la ora 11 pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din oraș, în prezența a mii de spectatori care au îndurat frigul primei zile de decembrie. În timpul paradei, un tab a rămas blocat în mijlocul bulevardului la circa 100 de metri de zona unde era amenajată scena cu oficialitățile care au luat parte la eveniment. Cu muniție specializată antitank, cumulative, perforant și subcalibru. Timp de mai multe minute, celelalte vehicule militare care trebuiau să treacă prin fața mulțimii au ocolit tabul rămas blocat. Într-un final, vehiculul a fost pornit și tras într-o margine a bulevardului. Probleme au fost și la parada din capitală. O parte din aeronavele F-16 de la baza 86 aeriană Borcea nu au mai participat la parada militară de 1 decembrie, deoarece pista a înghețat. Ba mai mult, la parada militară nu au ajuns nici avioanele canadiene de la baza din Constanța. Potrivit programului, forțele aeriene regale canadiene trebuiau să evolueze cu 4 avioane CF-188 din cadrul detașamentului Air Task Force România, dislocate la Mihail Cogălnicianu în cadrul programului Resurance. După 9 zile de drum prin provinciile istorice ale României, căruțașii din Covasna au ajuns la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri. Au parcurs aproape 300 de kilometri pe jos sau în căruțe pentru a simți cu adevărat spiritul românesc în ziua în care România împlinește 100 de ani. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veste.
După multe zile de fric și ploaie, dar cu inima plină de entuziasm, 100 de români din județul Covasna au ajuns la destinație în capitala Marii Uniri. Căruțașii au parcurs un drum de peste 300 de kilometri. De altfel, mai multe convoaie de căruțe trase de cai au plecat în 25 noiembrie din mai multe regiuni din țară spre Alba Iulia. Moroșenii au ales același tip de transport folosit și de străbunicilor acum 100 de ani ca să ajungă în orașul Unirii. Și au refăcut traseul tocmai pentru a le aduce un omagiu celor care au vrut să fie martori cu ochii lor în 1918 la Marea Unire. Atunci 1228 de delegații din toate provinciile țării au parcurs drumul până la Alba Iulia. Au întors-o ca la Ploiești și au ratat parada de 1 decembrie. Ploieștenii au pierdut festivitățile militare de Ziua Națională pentru că organizatorii au devansat ora manifestării fără să anunțe. Primăria spune că MAPN a organizat parada și că autoritățile locale doar au anunțat ora așa cum le fusese comunicată. Oamenii revoltați și-au scris nemulțumirea pe pagina de Facebook a primarului. Situație de-a râsul plânsul la Ploiești. Localnicii au așteptat festivitățile de Ziua Națională cu sufletul la gură, însă au rămas cu un gust amar. Oamenii au ratat parada pentru că organizatorii au devansat ora manifestării fără să anunțe pe nimeni. Primăria dă vina pe Ministerul Apărării Naționale, care s-a ocupat de eveniment. Maria Ploiești anunțase că parada de 1 decembrie va începe la ora 13, dar în realitate militarii au defilat la ora 12 spre dezamăgirea oamenilor care și-au adus copiii degeaba pentru că au ratat toată parada. Primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a declarat că primăria doar a anunțat ora care a fost stabilită de Ministerul Apărării și că MAPN este cel care a luat decizia ca parada să aibă loc mai devreme. Dobre a precizat că nu știe care sunt motivele pentru care ora paradei militare a fost devansată. Oamenii și-au postat nemulțumirile pe pagina oficială de Facebook a primarului Ploieștiului. Hai că ți-a ieșit farsa cu parada, domn primar, ți-ai bătut joc de mii de oameni, să vă fie rușine. Felicitări pentru organizare, parada de la ora 13 a fost foarte frumoasă. Felicitări pentru organizare, copiii noștri vă sunt recunoscători pentru parada de la ora 13. Domnule primar, aș vrea să vă informez că astăzi este 1 decembrie, nu 1 aprilie. Au fost doar câteva dintre reacțiile internauților. Și de la Vatican de centenar. Cardinalul Francesco Monterisi, arhipreote merit al Bazilicii Papale San Paolo Fuorile Mura, a transmis la manifestările organizate la Cluj cu ocazia Zilei Naționale felicitările Papei Francisc pentru toți românii. Românii nu au fost uitați de centenar de suveranul pontif. Urări pentru țara noastră la 100 de ani de la Marea Unire au venit de la Vatican prin vocea cardinalului Francesco Monterisi, arhipreot emerit al Bazilicii Papale San Paolo. Particip la acest moment aniversar al Zilei Naționale a României ca reprezentant al pontifului roman Papa Francisc, episcopul Romei, aici, la Cluj, în anul aniversării unui secol de la marele eveniment de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Aici, în capitala culturală a Transilvaniei, Unitatea Națională a devenit o stare de spirit ce a înscris România pe tărâmul statelor naționale europene. A fost mesajul transmis de cardinalul Monterisi la Cluj. La Alba Iulia a avut loc simbolicul gest de îmbrățișare între episcopul ortodox Miron Cristea, viitorul patriarh, și episcopul Iuliu Hosu, viitorul cardinal, care a rostit memorabilele cuvinte, precum ne vedeți, aici îmbrățișați, frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români. La acest ceas aniversar, fie ca această profeție a îmbrățișării între români să devină cât mai curând realitate, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga Românie, a adăugat cardinalul. La ceremonia dedicată Zilei Naționale a României au mai participat, printre alții, mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț, precum și arhiepiscopul greco-catolic de Cluj. De asemenea, a avut loc o slujbă religioasă și o ceremonie militară cu elicoptere IAR 330 Puma și avioane MiG-21 Lancer. Mesaje de la mulți ani de centenar au venit și de peste hotare. Evenimente impresionante au fost organizate de către ambasade sau chiar de simpli cetățeni români în cinstea celor 100 de ani pe care România îi împlinește astăzi.
Centenarul Marii Unire a fost sărbătorit la Paris în fața Arcului de Triumf din L'Étoile. Români cu sute de steaguri împreună cu Asociația Veteranilor de Război din Franța au defilat pe Champs-Élysées. Timp de 15 minute, circulația a fost oprită pe Champs-Élysées pentru ca întreaga coloană să ajungă la Arcul de Triumf. Ceremonialul militar a început cu aprinderea flăcării pentru cinstirea eroilor primului război mondial, căzuți pe toate câmpurile de luptă. Basarabeni, bucovineni și români din toate provinciile românești au intonat imnurile naționale de pe ambele maluri ale Prutului. Un gest deosebit în cinstea centenarului Marii Uniri a venit și din Finlanda. Acolo, autoritățile finlandeze au luminat clădirea Ministerului Afacerilor Externe în culorile drapelului României. Statele Unite rămân alături de România în eforturile de susținere a valorilor democratice și a statului de drept. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Mike Pompeo într-un mesaj de felicitare adresat țării noastre de Ziua Națională. O urare specială pentru România și pentru români a venit și din partea ambasadei Germaniei la București. Statele Unite vor rămâne alături de România în eforturile de susținere a valorilor democratice și a statului de drept, care reprezintă esența relației noastre și baza creșterii economice și prosperității, afirmă secretarul de stat american în mesajul transmis în numele administrației de la Washington. Șeful diplomației americane a felicitat poporul român de Ziua Națională. În această zi sărbătorim alături de români a 100-a aniversare a creării României moderne și reflectăm la prietenia noastră și la parteneriatul strategic, afirmă oficialul american. Administrația americană numește România un aliat puternic al Statelor Unite și apreciază contribuția la securitatea globală prin apartenența la NATO și eforturile și sacrificiile făcute de țara noastră prin participarea la misiunile internaționale din Afganistan și Irak. O urare specială pentru România și cetățenii acesteia a venit și din partea ambasadorului german la București, Cord Meyer Claude, și a colegilor săi. Bună ziua, guten Tag allerseits. Acum 100 de ani a luat naștere statul român modern. Astăzi doresc să-i felicit pe toți românii cu această ocazie deosebită. Ne bucurăm că putem sărbători împreună cu dumneavoastră și alături de voi o țară frumoasă, bogată, multiculturală și unită, unită în diversitate. Peste câteva săptămâni, de fapt, peste doar o lună, România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Va fi o mare șansă pentru a contribui substanțial și la o Europa mai unită. Și vă asigur că puteți conta pe ajutorul nostru. Astăzi, din partea ambasadei germane la București, dorim să vă urăm împreună și din suflet la mulți ani, România! Toată suflarea românească sărbătorește centenarul. Cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România din anul 1918 au fost sărbătoriți și în plenul Parlamentului la Chișinău. E o zi mare, frumoasă, istorică, o zi în care toți românii sărbătoresc Ziua Națională a României. E ziua în care, cu sute de ani în urmă, s-au unit toată suflarea românească. Marea Unire a fost sărbătorită și în Republica Moldova. Cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România din anul 1918 au fost sărbătoriți și în plenul Parlamentului de la Chișinău. La mulți ani România, la mulți ani frați români, trăiască unirea, uniți pentru unire. Ideea de a felicita cetățenii și colegii din legislativ a fost susținută și de președintele Parlamentului Adrian Candu, care a menționat importanța relațiilor bilaterale cu statul vecin în dezvoltarea țării noastre. Să felicităm pe toți, mai ales că România joacă un rol foarte important în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea Republicii Moldova și suportul pe care îl oferă România. Sunt puține state în lumea asta care aduc un astfel de suport și contribuție pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea Republicii Moldova. Ziua Națională a României este sărbătorită și pe internet.
Facebook și Google au făcut logo-uri festive în cinstea celor 100 de ani de la Marea Unire a Românilor. Giganții online s-au pregătit serios pentru a le da posibilitatea utilizatorilor să marcheze 1 decembrie și în spațiul virtual. Google și-a schimbat logo-ul pentru ziua de astăzi pe pagina principală, dar și pe paginile de căutări. Acesta a schimbat cele două litere de O din numele său cu steagul țării noastre. De altfel, nu doar Google s-a conformat evenimentului, ci și Facebook. Rețeaua de socializare a personalizat fotografiile de profil și a creat numai puțin de 6 rame speciale, ele fiind cu tricolorul, ori cu mesaje precum La mulți ani, România, Ziua Națională a României sau 100 de ani de la Marea Unire. Mii de români petrec zilele libere la munte. A fost aglomerație mare pe Valea Prahovei și în acest an de 1 decembrie. Românii și-au făcut rezervări din timp pentru a se bucura de un weekend de poveste cu mâncare tradițională, muzică populară și gratuități la piscinele cu apă încălzită. Turiștii au luat cu asalt și, în acest an, stațiunile montane din Prahova. În stațiune au parte de mese îmbelșugate, petreceri și surprize din partea gazdelor. În principal au fost pregătite pachete de servicii turistice, respectiv pe lângă nopțile de cazare cu mic dejun inclus și mese mai mult sau mai puțin festive. Cam toată lumea a pregătit cel puțin o masă festivă și, în general, preparatele se învârt în jurul bucătăriei tradiționale românești. Merge de la ceaune cu iahnie de fasole și ciolan afumat, sarmale și de post și de dulce, pentru că mai sunt și turiști care păstrează și obiceiurile religioase, plăcinte de casă, cu brânză, cu mere, cu dovleac. Cei care au ajuns în stațiunile de pe Valea Prahovei vor lua parte și la manifestări dedicate Zilei Naționale. În Sinaia s-a organizat atât o paradă militară, cât și un târg cu produse tradiționale. Stațiunea Sinaia, sâmbătă în jurul prânzului, după ora 13 și până seara 18 sau 19, circulația va fi restricționată pentru că va fi organizată o paradă militară, dezvelirea unei statui în centrul orașului și, bineînțeles, vor fi și tarabe producători locali sau din zonă, din regiune. Administratorii pârtiilor din Azuga au furat startul și au deschis pârtia pentru începători cu zăpadă artificială încă de la sfârșitul săptămânii trecute. 6 urcări costă aici 20 de lei, iar cei care nu știu să schieze pot cere ajutorul profesorilor. Pentru o oră cu un monitor de schi, începătorii trebuie să plătească 100 de lei, iar cei care vin în grup primesc reducere. Trafic feroviar fix ca în 1918. La 100 de ani de la Marea Unire, de la București circulă zilnic un singur tren direct către Alba Iulia. Paradoxal, de vină sunt tocmai fondurile europene, sau mai exact, modul în care au înțeles autoritățile să le cheltuiască. Situație primitivă la nivelul căilor ferate. În an centenar, un singur tren îi poate duce pe bucureșteni direct la Alba Iulia, fără ca pasagerii să fie nevoiți să schimbe trenul într-o gară de pe traseu. Așadar, capitala României este legată de capitala Unirii de o singură garnitură, iar aceasta are și inconvenientul de a ajunge aici la o oră total nepotrivită. Unicul tren spre Alba Iulia pleacă din București Nord la 16:25 de minute și ajunge la Alba Iulia abia a doua zi dimineață la 24 minute, destinația finală fiind Cluj-Napoca. Vorbim despre o călătorie de 9 ore și 39 de minute pe o distanță de 500 de kilometri. Trenul spre Alba Iulia nu circulă pe traseul coridorului 4 paneuropean pe Valea Prahovei, ci pe Valea Jiului. De vină pentru această situație ar fi tocmai fondurile europene pentru modernizarea infrastructurii feroviare de pe coridorul 4. Mai exact, modul jalnic în care s-au mobilizat constructorii care au câștigat licitațiile organizate de CFR, potrivit experților financiari citați de jurnaliștii de la Cetățeanul. Și dacă România are un singur tren de la București la Alba Iulia, nici cu componenta rutieră nu stă mai bine. La 100 de ani de la Marea Unire, nu există nicio autostradă care să traverseze Carpații. Autostrada Pitești-Sibiu este deocamdată un vis frumos, în vreme ce guvernanții vorbesc despre Ploiești-Brașov, care, dacă s-ar realiza, ar face o mare gaură în bugetele generațiilor viitoare, menționează aceeași sursă. Trecem acum la știri externe. Franța e din nou în fierbere. La Paris, protestele vestelor galbene au fost însoțite de adevărate lupte de stradă între grupuri de manifestanți violenți și poliție. Până acum, presa internațională vorbește de 80 de răniți și peste 200 de persoane reținute. Acesta este cel de-al treilea weekend consecutiv cu proteste violente provocate de decizia guvernului francez de a mări accizele la carburanți.
La Paris, manifestanți cu fețele acoperite cu cagule și moști au atacat forțele de ordine cu bare de metal și diferite proiectile. De asemenea, protestatarii au incendiat baricadele pe care le-au ridicat, transformând bulevardul Champs-Élysées într-un adevărat câmp de luptă. Poliția a ripostat cu jeturi de apă și gaze lacrimogene. Autoritățile au precizat că autorii violențelor reprezintă o minoritate și nu au legătură cu protestatarii. De altfel, autoritățile dețin informații că membrii unor grupări extremiste sunt autorii faptelor de violență, încercând să deturneze acest protest cu tentă economică și socială în unul politic. Sute de protestatari s-au adunat lângă Arcul de Triumf, unde au cântat Marseillaza și au strigat Macron demisionează. Vestele galbene vor triumfa, au scris demonstranții pe fațada monumentului. Potrivit datelor poliției, peste 30.000 de oameni au manifestat pe tot teritoriul Franței și au format aproape 600 de blocaje rutiere. Protestul vestelor galbene, care a deputat acum două săptămâni, constituie una dintre cele mai dificile provocări cu care s-a confruntat Macron în cele 18 luni de mandat de până acum. Macron a declarat marți că înțelege nemulțumirile provocate de dificultățile economice prin care trec concetățenii săi, dar că nu-și va schimba politica din cauza unor huligani. Decizia de a mări accizele la carburant se înscrie în setul de măsuri dictate de clauzele acordului de la Paris privind schimbările climatice, însă argumentele guvernanților în acest sens nu i-au impresionat pe francezi. CIA vine cu informații explozive despre prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, scrie Wall Street Journal. Agenția americană de informații a interceptat numai puțin de 11 mesaje trimise de acesta unui consilier de-al său cu numai câteva ore înainte de uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Autoritățile de la Riyadh au negat vehement în repetate rânduri orice implicare a prințului bin Salman. Însă analiștii principali ai Agenției Americane de Informații cred că acesta este cel care a ordonat asasinatul. Cele 11 mesaje telefonice trimise de prințul moștenitorului erau adresate lui Saud al-Kahtani, bănuit a fi liderul echipei formate din 15 agenți care au comis asasinatul în incinta consulatului saudit de la Istanbul în luna octombrie. Agenții CIA nu au reușit totuși să afle conținutul acestor mesaje. Potrivit acelea surse, în august 2017, în cercurile înalte ale puterii de la Riyadh ar fi avut loc o discuție cu privire la necesitatea anumitor aranjamente în scopul atragerii jurnalistului într-o altă țară, în eventualitatea că acesta nu va fi predat Arabiei Saudite. CIA estimează că această discuție anunța operațiunea în urma căreia jurnalistul a fost ucis. Experții Agenției Americane de Informații nu au putut afla dacă această inițiativă a venit din partea prințului saudit sau a unei alte persoane din anturajul său. Kahtani a fost demis, însă analiștii cred că acesta nu ar fi putut declanșa și conduce o operațiune de o asemenea anvergură fără aprobarea prințului moștenitor. Prințul saudit este prezent la summitul care se desfășoară la Buenos Aires, iar controversa cu privire la moartea jurnalistului dizident și rolul jucat de prințul bin Salman în această afacere continuă să tensioneze relațiile dintre Riyadh și Occident. Turcia susține că deține informații potrivit cărora asasinatul de la Istanbul a fost ordonat la cel mai înalt nivel al puterii politice de la Riyadh. Stabilit în Statele Unite în anul 2017, Jamal Khashoggi era unul dintre cei mai vehemenți critici ai familiei regale de la Riyadh. Puterile occidentale le cer autorităților de la Riyadh să facă lumină în această anchetă și să-i pedepsească pe autori. În pofida presiunilor venite din partea Congresului de a impune sancțiuni Arabiei Saudite, președintele american Donald Trump a evitat să adopte o atitudine fermă la adresa prințului bin Salman. Totodată, Occidentul face presiuni asupra Arabiei Saudite pentru a pune capăt implicării sale în războiul civil din Yemen, care s-a transformat într-o adevărată criză umanitară. Vremea rămâne rece și mâine. În nordul și centrul țării, temperaturile vor fi cuprinse între minus 18 și minus 10 grade Celsius. Dar mai multe informații aflați chiar acum din rubrica Meteo. La noapte, vremea va fi geroasă în toată țara, cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab și moderat. În nordul și centrul țării, temperaturile vor fi cuprinse între minus 18 și minus 10 grade Celsius. În sudul și estul țării, valorile termice nu vor depăși minus 3 grade Celsius. Mâine, vremea rămâne rece, cerul va fi variabil și local, mai ales în sudul și estul teritoriului. În extremitatea de vest a țării vor fi condiții pentru ploi slabe care izolat vor putea determina formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. În nordul și centrul țării minimele vor fi cuprinse între minus 2 și 0 grade Celsius. În sudul și vestul țării maximele vor ajunge la 7 grade Celsius.
La noapte în capitală, temperatura minimă va fi de minus 9 grade, cerul va fi variabil, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață asociată cu chiciură. Vântul va sufla în general slab. Mâine în București vremea se va încălzi ușor, iar temperatura maximă va fi de 1 grad. Și la munte vremea va fi geroasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări în zona munților Apuseni spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. În masivul Ceahlău se vor înregistra minus 4 grade Celsius, iar în Poiana Brașov maximele vor ajunge la 4 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Urmează 360 de grade cu Alina Bădic. Noi ne revedem la știrile orei 20.